Un alt caz de dispariție în țara Făgărașului, o tânără din Șona, este de negăsit. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute după ce au fost sesizați cu privire la faptul că Dumbrăvescu Cătălina, în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din statul Șona, Comuna Mândra, fără a se cunoaște destinația și fără a mai reveni până în prezent. Aceasta are următoarele semnalmente: înălțime aproximativ 1,70 metri, păr creț brunet, ochi căprui. Ten măsliniu. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o geacă de fâș de culoare verde, cu albastru, pantalon de culoare gri și era încălțată cu pantofi sport de culoare albă. Persoanele care pot furniza informații cu privire la dispariția celei în cauză sunt rugate să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.